Ziua, dragi prieteni din Berbec, haideți să vedem pentru 2019. O să mă uit doar la mesajele îngerilor. O să extrag din diferite tipuri de cărți câte două cărți pentru fiecare zodie. Am să fac și general etalare pentru 2019. Dar acum vreau să vă fac doar la îngeri, să vedem. Și am să vă spun ce am văzut și eu și vreau să vă împart unele pe data de 31 decembrie, ce baie puteți face ca să vă meargă bine tot anul. Dar această baie care vă spun, puteți să o faceți și în cursul anului. Am mai avut eu ritualuri cu băi pentru diferite zodii, dar și pentru prosperitate. Dar aceste băi ce vi le spun sunt pentru prosperitate și pentru dragoste. Mai mult pentru prosperitate, cred eu. Așa. Și am să scot și o carte din aceasta cu pietre pentru 2019, da? Știu că e devreme, dar nu contează. O să fac pe toate zodiile. Haideți să vedem. Prima carte, a doua și a treia. Astea sunt prima jumătate a anului și asta pentru a doua jumătate a anului. Pentru 2019. Aici spune că să întrebați îngerii, să vă rugați mai mult, să fiți mai spirituali. Nu știți ce alegeri să faceți, sunteți puțin confundați, da? Nu știți ce să faceți. Nu aveți destule informații, nu știți multe despre ce vă gândiți. Dacă este dragoste, de exemplu, nu știți ce să vă așteptați de la cealaltă persoană. Spune să căutați, să cercetați și înainte să luați o decizie, să nu luați decizii pentru că rapide, până nu știți despre ce este vorba, pentru că nu este bine. Dacă nu știți să întrebați îngerii, spune, să vă rugați pentru că veți primi semn ce să faceți. Poate fi într-o afacere, în dragoste, în ce problemă aveți dumneavoastră. Și apoi vă mai spune că aveți multe idei în mintea dumneavoastră, multe gânduri și trebuie să fiți atenți la ce idei vă vin în minte, pentru că ideile ce vă vin sunt de la Dumnezeu, deci de la rugăciunile care vă sunt ascultate, vă vin acele idei care le aveți, da? Și să zicem că asta e a doua jumătate. Spune ca să mergeți mai departe, așa cum ați mers și până acum, deci până la jumătatea anului. După aceea, să rămâneți cu speranță, să aveți încredere, pentru că va fi foarte pozitiv ce vine pentru dumneavoastră, un orizont cu multă bucurie. Deocamdată, încă nu vedeți acea bucurie, acel nou care vine în viața dumneavoastră, dar spune să rămâneți pozitiv. Și aici arată un prieten care îl aveți sau prietenă care vă va ajuta și care parcă sunteți suflete pereche și vă ajută să aveți o conexiune spirituală cu sufletul dumneavoastră pereche. Spune, te voi ajuta să ai o legătură spirituală cu sufletul tău pereche.
Deci care sunteți singuri, s-ar putea să întâlniți sufletul pereche în 2019, da? Spun îngerii. Vă vine ceva pozitiv, aici dacă nu știți să întrebați, să nu luați decizii așa fără să vă gândiți și să știți că rugăciunea vă este ascultată. Aici văd o piatră care ne spune, vă întreabă dacă sunteți în căutarea dragostei. Și spune că aveți multă dragoste în interiorul dumneavoastră, dăruiți acea dragoste, lăsați-vă sentimentele, iubiți, da? Și pentru că tot ce veți da sau tot ce dați dragoste, veți primi înapoi dragostea care o dați. Spune că sunt dragostea, îngerul dragostei a ieșit pentru dumneavoastră. Tot ce atrageți este dragoste, veți primi multă dragoste. Foarte bine vă va fi în 2019 în dragoste, spune această carte. Și spune să vă iubiți așa cum sunteți, îngerii vă iubesc așa cum sunteți. Veți atrage multă dragoste, multă bucurie, mult noroc în viața dumneavoastră, da? Și veți fi mândru sau mândră de asta. Sper că v-a plăcut, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.